Bună, prieteni! Eu sunt Purcelușa Pepa. Cu siguranță mă recunoașteți. Astăzi vreau să vă povestesc ce au pățit cei trei prieteni ai mei purceluși. Vreți să ascultați povestea? Cei trei purceluși. Au fost odată trei purceluși care trăiau împreună cu părinții lor. Deși erau încă mici, ei crescuseră îndeajuns cât să pornească în lume să-și găsească norocul. Au plecat ei de acasă și au tot mers până ce primul purceluș s-a simțit tare obosit. Tocmai atunci a trecut pe lângă ei un om cu o căruță plină de fân, iar primul purceluș le-a zis fraților săi: "Eu mă opresc aici. Fânul este ușor și moale ca să-mi fac o căsuță cum îmi place." Și ceilalți doi frați l-au îmbrățișat și au plecat iar la drum. La un moment dat, al doilea purceluș, văzând trecând pe lângă el un om cu o căruță plină de lemne, i-a spus fratelui lui: "Lemnul acesta este numai bun pentru căsuța mea, așa că mă opresc aici." Cel de-al treilea purceluș și-a continuat drumul până a ajuns la un pietrar care făcea piatră de construit. Purcelușul s-a gândit că piatra este cea mai potrivită ca să-și facă o căsuță rezistentă așa cum era și el. Noaptea, în timp ce primul purceluș s-a așezat confortabil în patul lui de fân, a auzit un zgomot afară. S-a uitat prin pereții de paie ai căsuței și a început să tremure de frică, căci afară era un lup mare și flămând. Lupul l-a rugat pe purceluș să-i deschidă ușa, dar refuzul purcelușului a tras aer puternic în piept și a suflat peste căsuță. Fânul a zburat în toate părțile, iar purcelușul, profitând de neatenția lupului, a luat-o la fugă spre casa celui de-al doilea purceluș. A doua seară, în timp ce cei doi frați se aflau la masă, au auzit zgomot afară. S-au uitat prin fereastra căsuței de lemn și s-au îngrozit când au văzut pe lupul cel mare și flămând. Lupul a început să-i roage să deschidă ușa, dar, la refuzul purcelușilor, a tras aer puternic în piept și a suflat peste căsuță. Căsuța de lemn a rămas aproape neclintită, dar când lupul a încercat și a doua oară să sufle peste căsuță, lemnele au zburat în toate părțile, iar cei doi purceluși au profitat de neatenția lupului și au luat-o la fugă spre casa celui de-al treilea purceluș. Seara următoare, cei trei frați își încălzeau picioarele la focul din sobă. Au auzit un zgomot afară și s-au îngrozit de frică când l-au văzut din nou pe lupul cel mare și mai flămând ca niciodată. Lupul a început să-i roage să deschidă ușa, dar, la refuzul purcelușilor, a tras aer puternic în piept și a suflat peste căsuță. Dar căsuța nu s-a dărâmat. Lupul a încercat și a doua, și a treia oară, dar tot degeaba. Căsuța a continuat să rămână neclintită. Enervat peste măsură și epuizat de atâta suflat, lupul s-a cățărat pe acoperișul casei și și-a dat drumul în căsuță pe coș. Între timp însă, purcelușii, văzând că nu mai au nicio scăpare, au pus pe foc un ceaun mare plin cu apă. Când lupul s-a cățărat pe coș, apa era fierbinte. Când a început să coboare de-a lungul coșului, apa clocotea, iar când a ajuns jos, a aterizat direct în ceaunul cu apă fiartă. Lupul, urlând de durere, a luat-o la fugă prin căsuță și apoi a fugit spre pădure, de unde nu s-a mai întors niciodată. Purcelușii, știindu-se în siguranță de acum încolo, au construit o altă casă mai mare, cu pereții din piatră, cu masa și dulapul din lemn și cu patul din fân moale. Era cea mai bună casă din lume și ei au trăit în ea, fericiți pentru totdeauna. Aceasta a fost povestea celor trei purceluși. Ce trebuie să învățăm noi de la cei trei purceluși? Că trebuie să fim harnici, să lucrăm cu seriozitate și să ne ajutăm tot timpul unii pe